Da, a fost vorba de 6 persoane, într-un fel cazuri terminale, unele dintre ei cu patologii asociate, în special în sfera neurologică și neoplastică, vârstnice, la care practic COVID-ul a fost un factor accelerant al declinului de sănătate. Discutând și cu colegii în terapie intensivă, dacă erau chiar în terapie sau pe secție, nu aveau nicio șansă. Deci aceste patologii asociate și aceste comorbidități multiple, practic nu le-a fost nicio șansă. Bun, ce faceți în acest moment? Care sunt soluțiile pe care le aveți sau v-ați sfătuit cu Ministrul Sănătății, domnul Tătaru? Noi mai avem o rezervă, să spun așa, am început să punem inclusiv ventilatoare pe secție pentru cazurile care necesită aceste regimuri terapeutice. Încă nu am avut cazuri în care să alegem cine să trăiască și cine să moară și sperăm nici să nu ajungem în acel moment. Ne sprijinim pe ajutorul colegilor de la Spitalul Județean, care încă mai găsesc soluții, și sperăm într-o fază de platou cât de curând, ca să se mai liniștească cazurile, în special formele foarte severe. Doar că, te rog, Bogdan. Sunt semnale în această privință că am putea ajunge la faza asta de platou, în condițiile în care văd din raportările de la zi la zi că rata de infectare crește și în tot mai multe județe, nu doar numeric. În primul rând, trebuie să așteptăm o perioadă de 10-12 zile până la 14 zile să vedem dacă aceste măsuri și-au efect. Deci o să observăm săptămâna viitoare. Ca și al doilea punct de vedere, faptul că București, Cluj și Timiș și Sălaș sunt fruntașe, să spun așa, la această creștere intracomunitară, este prin faptul că noi testăm și testăm mult. Probabil noi prin această metodă identificăm mai repede aceste focare și le izolăm și le tratăm în formele incipiente. Nu știm ce ne va rezerva viitorul. Așteptăm indicii de săptămâna viitoare să vedem dacă aceste măsuri au adus un beneficiu sau nu. Bun, beneficii, e clar că în acest moment lucrurile nu au, sau există o speranță în alta decât într-un lockdown, cum să spun eu, sever, ca să reducem cifrele astea, pentru că deja la 10.000 e destul de complicat din ce am observat ca matematică, în primul și în primul rând, să o mai dai înapoi. Acestea sunt decizii administrative. Noi putem să vorbim din punct de vedere medical, să atragem atenția cu ce ne confruntăm și ce resurse mai găsim sau nu mai găsim. Restul deciziilor sunt în plan administrativ și politic. Corect, dar până la urmă și la urmă realitatea o trăiți dumneavoastră acolo la Timișoara și de asta în momentul ăsta... Eu cred că realitatea o trăim toată lumea și tocmai de asta trebuie să fim responsabili și solidari. Eu sunt medic, vă pot spune părerea mea ca și specialist. N-am experiență în administrația publică locală și nici politică. Deci ca medic, într-adevăr, trecem prin momente grele. Nu ne așteptam să fie atât de greu, dar suntem supuși la o presiune constantă. În primul rând, din partea unor, să spun așa, factori care au diseminat tot felul de zvonuri și de fake news-uri, de aceste știri false și diseminări de altă natură, care ne-au dus în acest moment. Adică am ajuns să vedem ca măsurile de civilizație, purtatul măștii, distanțarea sanitară, să le privim ca îngrădirea drepturilor sociale, care e complet fals. Noi am promovat aceste măsuri ca fiind măsuri de protecție individuală și protecție socială, tocmai ca să nu ne îmbolnăvim, să rămânem sănătoși. Grija noastră e sănătatea oamenilor. Da, mulțumesc, Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara, cu o realitate care ne place, nu ne place, nu mai sunt locuri. Pentru mine este fascinant cum cei care sunt COVID sceptici, să spun așa, nu se gândesc măcar la situația în care, bun, n-ai COVID, ai o altă patologie, faci un AVC, faci un preinfarct, unde te duci?